Supermodelul de origine germană Heidi Klum este una dintre vedetele care și-a asigurat picioarele pentru suma de 2000. Starul, în vârstă de 48 de ani, a explicat chiar și motivul pentru care un picior al său valorează cu $200,000 mai mult decât celălalt. One was actually more expensive than the other because when I was young, I fell into a glass and I have like a big scar. Obviously, I put so much spray tan on right now, you can't see it right now, but yeah, so one was more expensive than the other one. It's weird to think some people do. Vedeta care deține însă recordul este Mariah Carey. Cântăreața de 52 de ani ar urma să fie despăgubită cu $1 miliard în cazul în care ar suferi un accident care să-i afecteze picioarele. Artista l-a întrecut chiar și pe fotbalistul Cristiano Ronaldo, a cărui asigurare este de $70 de milioane. Și Taylor Swift a fost prinsă de moda asigurării unor părți anatomice. Pentru a nu risca să-și piardă cariera din cauza unui pas greșit la propriu, cântăreața de 32 de ani a contractat o poliță de $40 de milioane. Desemnată în 2007 drept artista cu cele mai frumoase picioare, Rihanna a semnat o poliță pentru $1 milion. Jennifer Lopez și-ar fi asigurat posteriorul, până și suma a fost făcută publică, $27 de milioane.